Un nou sondaj, aceiași favoriți, actualul șef al statului Igor Dodon și lidera Partidului Acțiune și Solidaritate Maia Sandu ar ajunge să se bată în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Cel puțin asta arată datele unui sondaj realizat de compania Intellect Group în parteneriat cu asociația obștească Spero. Mai exact, dacă duminica viitoare ar avea loc scrutinul, 27,5% dintre moldoveni l-ar realege pe Igor Dodon, în timp ce 18% și-ar da votul pentru Maia Sandu. Pe locul 3 în topul preferințelor moldovenilor se află primarul de Bălț, Renato Usatăi, cu 9,7%. Iar dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 4 partide ar intra în legislativ și asta pentru că 25,9% din respondenți au spus că și-ar da votul pentru Partidul Socialiștilor, 17,5% pentru Partidul Acțiune și Solidaritate, 9,5% pentru Partidul Șor și 8% pentru Partidul Nostru. Într-o altă ordine de idei, PSRM ar avea 44 de mandate în viitorul Parlament, PAS 29 de mandate, Partidul Șor 15 și formațiunea Partidul Nostru 13 mandate. Sondajul a fost realizat în perioada 24 august-2 septembrie pe un eșantion de 1213 persoane și are o marjă de eroare de 3%.